Veniți de la mii de kilometri distanță ca să protesteze, în principal împotriva asaltului pe care actuala guvernare îl dă împotriva justiției. Desigur, oamenii au și alte nemulțumiri, oamenii din diaspora, oamenii care au participat activ, foarte mulți dintre ei, la multe evenimente recente din istoria României, să ne aducem aminte numai de ultimele alegeri prezidențiale, unde au participat masiv și datorită lor avem astăzi un președinte care nu e al PSD. Probabil cea mai mare nemulțumire a lui Liviu Dragnea este că președinția României nu e încă ocupată de PSD. Au apărut deja primele incidente. Jandarmii au folosit niște garduri pentru a limita accesul oamenilor pe partea cu guvernul României în Piața Victoriei. O să avem imagini în această seară, în direct, de acolo. Desigur, o să avem și corespondențe de la fața locului. Reporterii B1 TV sunt acolo. Colegul nostru Mircea Marian e acolo și o să ne transmită ce se întâmplă. Foarte mulți oameni se îndreaptă încă spre Piața Victoriei. Nu au ajuns acolo. După părerea mea, sunt 3-4 mii de oameni în acest moment, dar probabil că piața o să se umple în orele care urmează. Ne-am gândit că e foarte bine dacă tot vorbim despre acest meeting al diasporei, să vorbim chiar cu oameni din diaspora românească. Alături de mine, colegul meu Răzvan Chiruță, redactor șef Newsweek România. Bună seara, Răzvan! Doamna Nicoleta Beraru, angajat al unei agenții a guvernului flamand, am spus bine, da, care se ocupă de integrarea emigranților, deci și de integrarea românilor în Flandra. Domnul Cornel Radu Login, vicepreședintele Asociației Românilor din Belgia, Rombel, bună seara. Bună seara. Și colega noastră Flavia Drăgan, editor Newsweek România, bună seara, Flavia. Haideți să vedem dacă avem deja imagini de acolo. Eu o să vă spun pe scurt ce s-a întâmplat. Imagini de la ora 16 avem, o să avem în curând și live de acolo, dar avem imagini de la ora 16 în care vedem câteva, să spunem, îmbrânceli între oameni și jandarmi. Jandarmii au încercat să traseze un perimetru al manifestanților în Piața Victoriei. Când am venit eu spre B1 TV, care se află chiar pe calea Victoriei, nu era blocată piața, ulterior a fost blocată, se circula încă prin mijlocul mulțimii, de o parte și de alta erau jandarmi și polițiști. După cum vedeți, sunt câteva îmbrânceri acolo. Jandarmii la ora 16 erau și unii care nu erau dotați cu echipament. Acum vedeți și oameni cu echipament special, cască, vestă, ba chiar și scuturi de protecție. Și au avut câteva îmbrânceri acolo. Câțiva protestatari, ca să nu spunem că e vorba de o acțiune, câțiva protestatari au aruncat cu sticle goale de apă, sticle din plastic, în jandarmi. Jandarmii au folosit bastoanele și gaze lacrimogene. Până la această oră, bilanțul este așa: 24 de protestatari și un jandarm au avut nevoie de îngrijiri medicale. Se pare că din cei 24, cei mai mulți au fost afectați de gazele lacrimogene. Avem o doamnă în cărucior cu rotile care face curat, strânge sticlele. De plastic de pe jos? Da, interesant. Interesant. Să sperăm că nu se mai întâmplă incidente și că, așa cum anunță jandarmeria prin purtătorul de cuvânt, s-a detensionat situația. Cel puțin asta a declarat acum câteva minute. E un protest până la urmă care în mare mie mi se pare că e un protest țintit pe războiul pe care îl are PSD și Liviu Dragnea cu justiția, nu? Ăsta e principalul motiv, Răzvan Chiruță. Pe de altă parte, oamenii de acolo, am văzut niște pancarte cu diverse alte lucruri. Am văzut o pancartă cu punctul 8 din proclamația de la Timișoara, și anume, nu celebra lustrație pe care n-am făcut-o niciodată, foștii comuniști, foștii securiști. Am văzut acolo însă și un mesaj ușor cam anarhist, în care erau criticate și partidele de opoziție. Mă rog, era o caricatură. Sigur, e dreptul oamenilor să exprime. Eu spun că acolo în piață sunt oameni cu... E o mulțime destul de eterogenă și oameni cu diverse păreri. Cum ți se pare asta?
Da, asta e un lucru bun până la urmă, pentru că demonstrează că acest protest nu este, sau acest meeting nu este organizat de către o singură om, cum s-a tot încercat să se sugereze în ultima săptămână, au fost inventați tot felul de organizatori, ba un anume Grosu, care până la urmă a fost ajuns să fie pus sub acuzare sau sub control judiciar de către DICOT, acest Emanuel Cioacă, care a zis că el a organizat. Tocmai faptul că e o diversitate de mesaje și fiecare dintre grupurile astea cer alte lucruri, arată că oamenii ăia, până la urmă, cei mai mulți dintre ei sunt acolo din bine intenționați, din proprie inițiativă și pentru că, într-adevăr, ca noi toți, o să spun fără menajamente, ne-am cam săturat de toată să stăm cu ochii pe butelie, pe guvern, pe parlament, pe Liviu Dragnea. Oamenii au ajuns la exasperare, de asta și prind unele îndemnuri la violență pe care eu le condamn aici încă o dată și le spun oamenilor să nu cadă în această capcană de a asculta tot felul de ciudați care le spun să intre în clădirea guvernului pentru că au ei drepturi legale. Nu ai dreptul să intri în clădirea guvernului. Clădirea guvernului este o clădire cu statut special și jandarmii au ei dreptul să te respingă chiar violent, că nu ai ce căuta acolo și nu asta este problema. Guvernul Dăncilă nu își va da demisia sau nu va fi dat jos prin violență. Nu ne dorim asta. Nu, suntem totuși de bine de rău, suntem într-un stat de drept, suntem într-o democrație, oamenii au câștigat alegerile, cele mai corecte alegeri din ultimii 30 ani, deci violența nu e o soluție. Dar e clar că s-a ajuns la o disperare și s-a ajuns la un grad de saturație care nu are legătură neapărat cu acest guvern, ci care are legătură cu cei 30 de ani în care am fost alungați din țară, unii dintre noi, în care cei care au rămas aici suntem sătui, avem capul mare de tot ce s-a întâmplat aici, suntem disperați. Oamenii care sunt aici se gândesc din ce în ce mai mult să plece. Eu mă gândeam că poate la toamnă aș vrea să-mi iau un apartament, dar stau și mă gândesc că a zis că vreau să fac un credit la bancă, dar nu sunt sigur că peste 30 de ani voi mai fi aici. Deci, efectiv, m-am gândit, eu de ce să fac un credit la bancă pe 30 de ani? Că nu am garanția că în următorii 30 de ani voi mai fi în România, ceea ce e foarte, foarte trist și e din cauza a tot ce se întâmplă, a bătăie ăștia de joc continue, care pare că nu se mai oprește. Efectiv, eu înțeleg perfect pe oamenii ăștia pentru că sunt ca ei. Dar eu sunt foarte curios cum gândesc cei doi invitați ai noștri, pentru că sunt oameni care trăiesc în altă țară, care văd lucrurile diferit, da? Printr-un ochian. Și, până la urmă, de ce? De ce vrea diaspora să protesteze în România împotriva actualei guvernări? Da, vă rog. Deci eu cred că este un nou protest la care participă români. Deci haideți să nu mai separăm diaspora, români din București, români din țară. Nu îi separ, vreau să înțeleg ce i-a făcut să vină mii de kilometri pentru asta, pentru că e un efort mai mare decât pentru un bucureștean. Dar poate mulți dintre ei ar fi venit la multe alte proteste din timpul anului, dar nu-și permit, pentru că în timpul anului muncesc ca să-și câștige existența zilnică. Unii dintre ei au fost și la protestele din țară, dar e august, sunt concedii și e un moment potrivit. Și acest protest, într-adevăr, nu are niciun organizator, pentru că se discută despre un protest al diasporei în România pe grupurile de social media de luni întregi. Că pe urmă s-au trezit tot felul de organizatori să încerce să-și adjudece organizarea, a fost o poveste și cu milionul de participanți și așa mai departe. Ce sperați de la protestul ăsta? E greu de spus, pentru că au fost multe proteste. Românii protestează în curând de aproape 2 ani, din păcate, și nu se întâmplă nimic. Poate fi un nou semnal de alarmă și, așa cum am scris eu pe Facebook acum câteva zile, cred că e cea mai frumoasă manifestare de centenar, pentru că arată unitatea românilor. Deci românii, în sfârșit, cumva sunt din nou uniți, cei care lucrează în străinătate și cei din țară. În plus, aș vrea să adaug că din străinătate problemele se văd mult mai grave decât aici. Oamenii sunt rutinați, trăiesc într-un continuu stres. Noi suntem în afară, ocupați cu alte probleme și când ne uităm la televizor și vedem că nu se respectă Constituția, că legile sunt un fel de analiză pe text literar,
E foarte greu, dificil pentru noi să ne gândim la părinții noștri, cărora noi le trimitem, așa cum spunea domnul Mircea Badea, bani pentru biscuiți și ne gândim de ce părinții noștri să nu-și poată cumpăra singur biscuiții în țara lor. Și atunci mobilizarea aceasta pentru data de 10 august a fost pentru noi o posibilitate să ne exprimăm îngrijorarea și să dăm de înțeles acestui guvern că această țară este, au îmbolnăvit-o și că trebuie să se întâmple ceva la nivel... Da, știți care... Eu sunteți la curent cu tot ce se întâmplă în România, dar știți, sunt foarte curios, după care sigur vreau să aflu părerea Flaviei, dar sunt foarte curios. Știți, chiar dacă trăiți la Bruxelles, chiar dacă trăiți în Belgia, știți foarte bine care sunt mesajele propagandistice ale actualei guvernări. Unul din mesajele principale ale acestei propagande sună așa. Ne-am săturat să fim o colonie a Bruxellesului, ne-am săturat să fim o colonie a străinilor. Străinii ne vor rău, străinii, adică occidentalii, europenii, nu rușii sau alții. Asta e un punct principal. Dacă le-am putea nota așa, probabil sunt 5 puncte principale. Unul e povestea cu corupția, să-i scăpăm pe corupți că săracii suferă la pușcărie. Al doilea este cu ne vrea Occidentul rău, Soros, și o întreagă teorie aici, dar vi le spun pe scurt. Cum vedeți de la Bruxelles chestiunea asta în care ni se spune că suntem o colonie? Nu, m-aș bucura să fim o colonie a Belgiei. Cum vedeți dumneavoastră care trăiți acolo? Deci, eu... Nu voi vorbi, eu nu sunt politician, eu sunt profesor de orientare socială, lucrez pentru guvernul flamand, deci lucrez pentru acești străini care ne vor răul. Și din punctul de vedere al profesorului care se ocupă de integrarea străinilor, că sunt ei africani, că sunt canadieni sau australieni sau români, deci ce vă pot eu povesti este că acești străini oferă imigranților în țara lor, străinilor care vin să se stabilească acolo, oportunități pe care statul român, la care statul român nici nu s-a gândit vreodată. În sensul că le oferă un pachet gratuit de învățare a limbii flamande, al limbii, pardon, neerlandeze, pentru că limba neerlandeză se vorbește și în Olanda și în Flandra. Le oferă un curs de orientare socială. Deci omul știe la ce instituție trebuie să bată când îi se face o nedreptate. Știe să citească în diagonală sau să apeleze la o instituție să-l ajute să înțeleagă un contract de muncă. Învață care sunt drepturile și obligațiile. Învață ceea ce este foarte important pentru noi ca români, pentru că noi, din ce știu eu, poate mă înșel, poate nu sunt la curent cu tot ce se întâmplă în România, dar... Cred că în România nu există un curs de ore de educație civică. Ori oamenii care vin din România înțeleg ce este un stat de drept, ce înseamnă separarea puterilor în stat, care este, de ce este votul foarte important, chiar dacă unii se opun. Pentru că în Belgia votul este obligatoriu, spre diferență de România. Belgenii s-au confruntat cu o Sunteți cetățean belgian, da? Eu sunt cetățean belgian. Și sunteți obligată să mergeți la vot. Alminter riscați o amendă, nu? Riscăm o amendă care poate fi de 500 de euro, de exemplu. Sau chiar mai mult, depinde de... Deci chiar dacă votezi în alb, blanco, ești obligat să mergi la vot. Chiar dacă nu votezi, de chiar fapt, dacă nimic, ștampila, anulezi votul, anulezi dar votul. Ești obligat să mergi la vot. Absolut. Dar asta ar fi o idee bună și pentru România, mă gândesc. Au luat această decizie tocmai în urma problemelor care le-au avut ei în Belgia cu zeci de ani în urmă și și-au dat seama că, de fapt, fiecare trebuie să-și exprime opinia. În 1893... Așa. Votul a devenit obligatoriu. Apoi putea și noi să o facem în 2018, mă gândesc, sau pentru următoarele alegeri. Sunt foarte mulți români care se opun, pentru că această obligativitate a votului încalcă un principiu democratic, după părerea lor, dar salvează o națiune, pentru că ei s-au confruntat, belgenii, cu o rată a absenteismului foarte mare, deci s-au prezentat 14% din belgeni la vot și atunci... Belgenii au zis, gata, deci toată lumea la vot. Și străinii. Vreau să vă spun ceva, e foarte important să înțelegeți asta, chiar
dacă vă uitați la televizor, unii dintre dumneavoastră, și mi-aș dori să vă uitați mulți ca să facem audiență, dar în același timp vă spun, e ca în celebru film The Network, da? Pe care unii dintre dumneavoastră l-ați văzut, dar în același timp vă spun, mergeți în piață, chiar dacă nu faceți audiență televiziunilor, mergeți în piață, pentru că ar fi rușinos ca numărul de oameni din România, din București în primul rând, să nu fie cel puțin de 5 ori mai mare decât numărul de oameni din diaspora care vin la acest protest. Acești oameni au venit de la mii de kilometri distanță, au cheltuit sute de euro ca să vină acasă și să duc la protest, nu își pierd vremea la pe litoralul Mării Negre, dar au venit la protest. Ar fi păcat ca oamenii care gândesc la fel și care sunt cel puțin pe punctul ăsta, nu discutăm despre alte solicitări, pe punctul ăsta sunt de acord că este rușinos ce face PSD în privința justiției, ar trebui să iasă în stradă, că efortul este minimal față de efortul făcut de oamenii din diaspora, cărora trebuie să le mulțumim, pentru că ne dau din nou o lecție de civism și sper că acest protest să fie pașnic. Dar le cer tuturor bucureștenilor care sunt de acord cu, cel puțin cu acest lucru, cu protestul împotriva PSD pe tema justiției, să iasă în stradă. Flavia, te rog să îți ții ideea, pentru că avem un live cu Mircea Marian, care este în piață, colegul nostru Mircea Marian, senior editor la Newsweek, și care o să ne spună care e atmosfera în piață, pentru că mai devreme au avut loc niște mici ciocniri. S-a liniștit treaba, Mircea? S-a liniștit, atmosfera e foarte pașnică. După părerea mea, e un număr cu totul excesiv de jandarmi. Piața este complet închisă, încercuită din toate părțile. În acest moment, după cum auzi, lumea strigă, dar nu există niciun fel de violență. Mai degrabă aș spune că e lumea venită ca la un picnic, în mare măsură. Da. Mai există oameni care vin în continuare în piață, nu? Vezi asta de unde te afli, că sunt oameni care vin de pe alte străzi, da, în piață? Da, dar singura cale de acces, practic... Da, dar practic singura cale de acces pe care jandarmeria n-a blocat-o e metroul sau de la aviatorilor sau aici la Piața Victorilor. Deci e foarte greu de pătruns în piață și din câte văd foarte multe relatări, mașinile sunt oprite în trafic la intrarea în București, trenurile întârzie incredibil de mult, mașinile cu numele de diaspora au fost oprite. Astea sunt relatările de pe Facebook, vom vedea în ce măsură sunt reale. Deci vine lumea, dar căile de acces în piață sunt foarte limitate. Nu-mi dau seama din imaginile pe care le vedem acum, pentru că sigur că e un cadru general, dar cu o mulțime de oameni, oamenii până unde se întind în apropierea guvernului? Sunt până la trotuarul dinspre guvern sau există o bandă de circulație între ei și trotuar? Acum văd. Nu. E o bandă de circulație, nu? Sabin, imposibil să te apropii de guvern. E complet blindată zona guvernului, deci e o forță uriașă de jandarmi și i-au împins spre muzeul Antipa. Deci e foarte greu să-mi dau seama în clipa asta cât sunt. După opinia mea, vin în fiecare, la fiecare 20-30 de secunde mai vine un val de câteva zeci sau sute de oameni. Vreau să te întreb, îți dai seama după ce vorbesc cu oamenii în jurul tău, sunt mulți din diaspora, cei mai mulți sunt din diaspora sau sunt și din București mulți? Și din țară. Eu am văzut foarte mulți din diaspora și cred că asta m-a surprins oarecum. Credeam că vor fi majoritatea București, pentru că oameni care puteau să plece în concediu la mare, cum spuneai tu înainte, au venit aici. Cred că sunt foarte mulți din diaspora. Mi-e greu să-mi dau seama care e procentul. Ok, Mircea, atunci refacem legătura puțin mai târziu, fiindcă vreau să văd că se mai strâng oameni. Noi continuăm discuția în platou și ne ții la curent cu ce se întâmplă acolo. Mulțumim pentru intervenție. Deci, vreau să mai zic eu doar ceva, că colega noastră, Ramona Ursu, tocmai mi-a trimis niște imagini și înțeleg că DN1 este blocat la intrarea spre București din cauza numărului mare de mașini care vin la București. Acum, probabil că mulți vin la protest, că de obicei la ora asta drumul e blocat pe sensul invers. Da, dacă m-ar fi întrebat pe mine, care circul zilnic pe DN1 și pe centura capitalei, le-aș fi spus oamenilor din diaspora să-și ia câteva ore în avans, fiindcă aici nu suntem la Bruxelles. Deci aici, dacă vii cu mașina dinspre anumite... Deși, transportul în comun nici ăla nu merge cum trebuie. Deci dacă vii dinspre anumite zone, pur și simplu se blochează, că nu e un aflux de oameni. Dar aminte când e un aflux de oameni. Deci la anumite ore e blocat DN1 pur și simplu, pentru că vin...
Da, asta înseamnă că se anunță totuși că vor fi până la urmă vor fi mult mai mulți oameni. Da, că... vestea îmbucurătoare este că totuși s-au liniștit treburile, s-au delimitat, ca zicem așa, baricadele, oamenii sunt într-o zonă. Vestea proastă este dacă au blocat accesul în piață, pentru că sunt sigur că oamenii care vin acum, mai ales după ce au așteptat în trafic sau au așteptat la vreo coadă cu mașina, o să fie cam nervoși dacă nu sunt lăsați să intre în piață. Dar bănuiesc că totuși jandarmii, dacă se țin de cuvânt, or să le dea drumul să intre în piață. Flavia, cum crezi că e până acum? E suficient asta ca să tragă un semnal guvernului Dăncilă? Eu sper să se adune și mai mulți oameni, pentru că cu cât valul de oameni crește, cu atât crește presiunea pe guvernul Dăncilă. Să sperăm că va crește presiunea pe guvernul Dăncilă. Eu vreau să spun altceva. Apropo de ce spunea doamna Beraru mai devreme, eu am vorbit cu foarte mulți români din Spania și Italia, care mi-au spus în felul următor: nu ne căinați pe noi că suntem aici și ne chinuim să muncim, ci întrebați-vă mai bine de ce am plecat și ce se întâmplă în România. Adică asta apropo de cum se văd lucrurile, cum văd oamenii, cum văd românii din diaspora ceea ce se întâmplă în țară, pentru că ei, pe lângă faptul că pot vedea puțin deasupra lucrurilor, adică nu sunt chiar în mijlocul evenimentelor ca să le vadă, ca să fie foarte implicați, adică ei pot să vadă și un pic detașat și pot să aibă și partea, feeling-ul personal prin familie. Asta apropo de... Da, mie mi se pare că dacă, mă rog, până în acest moment, poate că or să vină mai mulți oameni care sunt acum blocați undeva în jurul capitalei, pe DN1, înțelegem de la colega noastră Ramona Ursu, pe alte străzi din capitală care au fost blocate, că înțeleg că mai multe artere, nu doar Calea Victoriei, sunt blocate undeva în zona Pieței Victoriei. Deci sper să se adune mai mulți, dar încă o dată, repet, dacă nu sunt mai mulți oamenii de aici, localnici, ca zic așa, decât oamenii din diaspora, e cam rușinos, pentru că e păcat de acest... Nu vin în fiecare zi oamenii din diaspora să protesteze la București, ar trebui ca toți românii de bună credință să fie solidari cu ei. Dar întrebarea mea este: ce sperăm de la meeting-ul ăsta, Răzvan? Multă lume ne cere nouă soluții. Eu nu știu, eu am crezut că misia noastră ca jurnaliști e să relatăm adevărul, nu să dăm soluții politice. Care crezi că e soluția? Da, trebuie să recunoaștem că și noi ne-am abătut un pic în ultimul an și jumătate de la misiunea asta clasică de jurnalist. Am demit pe alocuri protestatari și... Dar eu cred că este tot ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate arată că societatea civilă a început să-și înțeleagă puterea, a început să-și înțeleagă rolul, de fapt, pentru că până la urmă, și probabil și în Belgia e la fel, sigur că pe de-o parte autoritățile controlează pe cetățeni, dar și cetățenii controlează autoritățile. Ori la noi lucrul ăsta era ignorat, sau mă rog, era prea mic până acum. Toată lumea aștepta ca cineva să vină să ne dea, să ne schimbe clasa politică. Eu cred că Dragnea și PSD-ul ar fi făcut mult, mult mai mult rău României dacă nu ar fi fost aceste proteste. Evident că nu se va schimba guvernul Dăncilă, nici nu cred că e, cred că ar fi o capcană ca PSD-ul să se retragă din nou de la guvernare, așa cum a făcut înainte de alegerile din 2016, când a lăsat un guvern de tehnocrat și a părut că România merge în direcția bună și mulți nu au mai venit la vot din cauza asta. Lasă multe bube în urmă acest guvern, deci nu cred că ar fi o soluție să se retragă acum și în 2020 să apară ca niște flori curate și să zică: domnule, păi hai să facem noi România. Deci nici nu cred că trebuie să fie alegerea anticipată acum. Dar nu e asta. Este clar că le e frică că au început. Toate manipulările din ultimele zile de la televiziunile astea aservite ale lor arată că le este frică, au ajuns să le fie frică de stradă. Că strada devine în momentul de față cea mai importantă, aș putea spune chiar forță politică din România, care face opoziție, care i-a oprit de multe ori și cărora le-a prins frica. Asta este foarte bine. Și dacă încă o dată se accentuează și faptul că și românii din diaspora s-au săturat, că de fapt toți românii s-au săturat, e foarte bine, e un mesaj suficient de puternic ca Liviu Dragnea, căruia nu-i prea mai ies lucrurile din fericire pentru noi, care începe să fie abandonat de vechi aliați, care a devenit o
o piatră de moară. Înțeleg că există niște sondaje interne ale PSD, nu cele făcute de partidele din opoziție, interne ale PSD, care arată că în momentul de față PSD-ul este deja într-o cădere de popularitate uriașă. Vine festa pe porcină care va aduce din nou. Deci, sigur, orice protest în plus, orice semnal că stăm cu ochii pe ei, cum acel celebru mesaj, vă vedem, da, asta trebuie să știe Liviu Dragnea și PSD-ul și celelalte partide, nu zic. Bun, să le dăm niște informații care sunt îngrijorătoare oamenilor. Un protestatar din Cluj-Napoca spune pentru Radio France International că jandarmeria a blocat toate drumurile de acces spre București, intrările în capitală sunt blocate, nu se mai intră și că încearcă de câteva ore, da, coloane de mașini așteaptă de mai bine de 3 ore pe Valea Prahovei între Sinaia și Bușteni, de asemenea sunt la Ploiești baraje ale jandarmeriei și că încearcă de câteva ore oamenii să găsească niște soluții alternative pentru a intra în capitală. Le dau o veste, nu sunt prea multe soluții alternative, dar asta e o veste proastă. Dacă jandarmeria face asta, asta este un abuz, să oprească mașini care vin spre capitală. Asta arată că le este frică de acest... Da, de altcineva scrie pe Facebook, am văzut la Sebastian Lăzăroiu, a șeruit postarea asta, altcineva scrie pe Facebook că pe Bulevardul Vasile Milea, da, în capitală, poliția locală oprește pentru verificări de rutină toate mașinile cu numere străine sau de provincie. Erau 4 oprite în fața mea, spune cetățeanul respectiv. Asta e grav, dacă jandarmeria, poliția locală s-au pornit pe oprit oamenii ca să n-ajungă în piață, tocmai ca să nu fie atât de mulți, oamenii aia vor ajunge până la urmă, dar vor ajunge foarte iritați. Da. Cum se întâmplă în Belgia? Sunt curios. Deci când au loc proteste de amploare. Da, jandarmeria își face ca peste tot munca. Sunt foarte prietenoși. Noi am participat la, ne știm de la protestele din Bruxelles. Nu au apărut niciodată incidente, conflicte cu jandarmeria. Toată lumea e din potrivă. Ne-au încurajat, din ce știu eu, spuneau oamenilor că se mușcă, că ne protejează, ne încurajează, faceți-vă voi treaba, lăsați-ne pe noi, că noi avem treaba noastră, totul trebuie să decurgă în mod civilizat și nu avem probleme cu ei. De exemplu, când au fost alegerile prezidențiale, știți că au fost acele cozi imense. Poliția din zona ambasadei a făcut cordon în jurul cozii, tocmai ca să protejeze coada, să nu lovească mașinile, s-a oprit circulația. Deci, altfel, pe urmă, când au urmat protestele în fața ambasadei, la fel, foarte clar, ora de început, ora de sfârșit, nu faceți gălăgie prea mare, nu deranjați, aveți dreptul să protestați, noi avem dreptul să vă protejăm, dreptul și obligația. Și sunt foarte corecți, pentru că pe mine m-au apostrofat, eu așteptam televiziunea flamandă, și o așteptam în mijlocul străzii, că trebuia să mă vadă. Și m-au băgat în flanc, ceea ce am apreciat. Da. Nici cu trenul nu se mai poate veni la protest, pentru cei care au plecat cu trenul. E un comunicat, îmi trimite cineva de pe Facebook, îmi trimite un comunicat al CFR. Compania Națională de Căi Ferate informează că la această oră circulația feroviară este închisă pe intervalul grădinar Chiajna, deci aproape de București, firul 2 de circulație, firul 1 este închis pentru lucrări. Deci unul e închis pentru lucrări și firul 2 s-a blocat din cauza unei defecțiuni tehnice produse la linia de contact, urmare a ruperii pantografului la locomotiva trenului Interregio 1696, care circula pe distanța Timișoara Nord-București-Nord. Se intervine la fața locului, dar înțeleg că sunt mai multe trenuri afectate. Da? Sunt 8 trenuri de călători afectate. Deci cine venea dinspre Oltenia, Banat, cu trenul la acest protest, poate să-și adio că stă până pe o linie ferată în câmp, pe la Chiajna și prin gările din zonă. Sper să avem niște reacții la lucrul ăsta. Dacă aveți informații, scrieți-mi pe Facebook, pentru că aș vrea să știu dacă aveți informații despre, repet, oprirea în trafic a unor mașini în București sau în localitățile limitrofe, fiindcă vrem să știm dacă se întâmplă asta, este foarte grav. Domnul Radu spunea un lucru foarte bun și, într-adevăr, jandarmeria protejează. Asta este, până la urmă, rolul ei acolo. Rolul jandarmeriei nu este să
să fie agresivă. Eu am fost la protestul de dinaintea condamnării lui Liviu Dragnea, în care jandarmeria era excesiv de agresivă, se simțea o nervozitate a jandarmilor, nu a protestatorilor. Ori la noi, oamenii nu au sentimentul ăsta. Nu ai sentimentul că jandarmeria te protejează, ai sentimentul că în orice moment jandarmeria poate deveni agresivă. Ceea ce este nejustificat este complet greșit. Sigur că oameni care încearcă, ca cei de mai devreme, trebuie opriți categoric, dar o parte din tensiune, o parte din sentimentul ăsta de panică e creat chiar de jandarmerie, care vin cu echipamentele alea care sunt justificate. Eu știu dacă ar fi la o violență veritabilă, nu la oameni pașnici acolo. Să mai citim ceva. Vitalie Cojocari, înțeleg că e corespondent Pro TV, scrie despre chestiunea asta cu CFR Călători, da? Întârzierile sunt de peste o oră, dar au fost și mai mari de câteva ore, îmi spun cei care au avut de mers cu trenul astăzi. Pe Facebook au apărut acuzații la adresa CFR că ar sabota meeting-ul din București punând bețe în roțile vagoanelor ca să nu ajungă la timp sau să-i descurajeze să plece la București pe eventuali participanți la protestul din Piața Victoriei. Am sunat la CFR Călători să aflu cum comentează acuzațiile. Responsabilii cu presa susțin că nici vorbă de așa ceva, sunt defecțiuni la linia de cale ferată. Cam mare coincidența cu defecțiunile. De asemenea, jurnalistul Alex Mihăileanu scrie pe Facebook că a fost sunat de un prieten a cărui mamă vrea să ajungă în București. Nu a reușit cu un transport în comun cu autobuz, pentru că au blocat transportul în comun spre București. Niciun autobuz din Slobozia nu pleacă spre capitală astăzi. Nu circulă niciunul astăzi. Da, cam îngrijorătoare aceste informații, pentru că dacă e așa, cred că foarte mulți oameni iritați o să iasă din case, o să treacă până la urmă de aceste baraje și o să vină foarte iritați mai târziu astăzi seară și o să protesteze până la urmă împotriva guvernului. E foarte grav. Dacă jandarmeria, poliția și poliția locală fac asta, opresc mașini fără niciun drept, doar pentru a le bloca în trafic și pentru a întârzia prezența oamenilor la meeting, e foarte grav. Ăsta este un abuz. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, revenim în câteva minute. Cifra dată de colegii de la G4 Media, se pare că da, s-au strâns tot mai mulți oameni. În același timp însă foarte mulți alți oameni sunt blocați undeva pe străzile din capitală, pe drumul național 1, DN1, care vine dinspre Ploiești, e o coadă infernală. Aș vrea să verificăm această informație, o să încercăm să luăm legătura cu Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al jandarmeriei române, să vedem dacă jandarmeria are habar de faptul că echipaje și de jandarmerie și de poliție au oprit anumite străzi, au blocat anumite străzi pentru a-i împiedica pe oameni să ajungă la protest. Asta este o informație, dacă e așa, e un abuz. Dacă poliția locală pe bulevardul Vasile Milea, nu știu ce sector e acolo, dacă poliția 6, locală, sectorul 6. Dacă poliția locală oprește mașini cu numere străine sau numere de provincie, e foarte grav, ăsta este un abuz. În primul rând că poliția locală n-are voie conform legilor, n-are voie să oprească mașinile decât împreună cu un agent de poliție rutieră și numai dacă șoferul respectiv a comis o contravenție, nu așa să oprească din not o mașină. Cum vi se pare informația asta? Poate provoca o, să zicem, iritare a oamenilor suplimentară? Cu siguranță poate provoca o iritare suplimentară și oricum jandarmeria nu e, n-ar fi la, dacă într-adevăr această informație se verifică, jandarmeria n-ar fi la primul gest de acest fel. Pentru că ne amintim la celelalte proteste rezist acele imagini cu jandarmii care suceau mâinile oamenilor. Eu vreau să spun că am făcut o solicitare la jandarmerie, apropo de jandarmerie, să-mi spună câți jandarmi au mobilizat pentru protestul PSD și câți jandarmi au mobilizat pentru protestele rezist. Și nu au vrut să-mi comunice informația. Mi-au spus că nu pot comunica pentru că numărul este variabil. Variabil, dar putem să-l știm și noi, măcar postal? Nu putem să-l știm și noi. De ce nu putem să-l știm? Pe legea 544 nu putem să-l știm. E secret de stat? Da. Da, se pare că au intrat jandarmii în protestatari. După cum vedeți puțin în imagine, au loc niște mișcări acolo și vedeți jandarmii care împing oamenii cu
gardurile respective, deși sunt două, trei benzi libere până în cealaltă baricadă, ca să zic așa, din fața guvernului. Deci jandarmii văd că împing pe oameni și mai mult într-un anumit unghi. Nu știu care sunt ordinele jandarmilor și aș vrea să încercăm în continuare să-l sunăm pe Georgian Enache, pentru că mie mi se pare că provocarea poate să fie și din partea jandarmilor, dacă atitudinea lor este exagerată față de atitudinea oamenilor. Vă rog. Deci eu am fost surprins azi dimineața la ora 6, când Piața Victoriei era plină de jandarmi și poliție. Deci mă, erau acolo, nu știu, 20 de oameni în piață și jandarmi și poliție câtă frunză și iarbă, să zic așa. Adică e clar, cum ați spus dumneavoastră, că le e frică, că se pregătesc și că vor să fie mai agresivi decât de obicei. Da, eu nu înțeleg de ce, pentru că eu am fost la protestele de după colectiv, cum am fost cu toții, am fost și la cele din noaptea aceea cu ordonanța 13, erau oameni inclusiv cu copii după colectiv și jandarmii atunci au fost incidente, e adevărat, despre care spunea Flavia, dar jandarmii atunci au fost totuși în fața copiilor și a oamenilor de așa, au fost totuși mai, nu i-au agresat. Au fost câteva incidente, dar erau totuși marginale. Acum văd că deja îi strâng pe toți într-un țar. Dar momentul s-a fost cumva pregătit, pentru că dacă stai să ne gândim, în ultimele 3-4-5 zile au apărut pe televizor tot felul de indivizi care au spus că ei sunt organizatori, că vor sânge, că vor foc, evident nefiind acel individ grosul care și-a fost pus sub control judiciar de către DIICOT. A apărut acest domn care a înțeles că a fost vicepreședinte la PSD Diaspora Ciucă sau Cioacă, care a spus inițial că el a organizat protestul și pe aia nu mai organizează. S-a tot vehiculat ideea asta de violență. Și cred că asta au și vrut să, ei vor să compromită, PSD-ul vrea să compromită cu acest protest, vor să sugereze că este un protest ilegitim, format de făcut de oameni violenți din Golani, din nu știu ce. Seamănă foarte mult cu 13-15 iulie, sigur, cu proporțiile, păstrăm proporțiile de rigoare, dar la fel tot felul de provocări, tot felul de manipulări. Colega mea Flavia, colega noastră a făcut un întreg dosar despre manipulările folosite în anii aceia. Și iată, s-a duc acum, văd aici în imagine că s-au dus și dubele alea. De ce era nevoie să se aducă dubele? Dar se fac provocări. Hai să vedem ce se întâmplă în piață, pentru că, repet, sunt informații care circulă în acest moment despre o confruntare care are loc într-o latură a pieței Victoria. Diana Bone, reporter B1 TV, e la fața locului. Dacă vrei să ne spui, Diana, ce se întâmplă în acest moment? Mulțumim pentru relatare, Diana Bone. Mă rog, nu se aude foarte bine, pentru că evident că este înconjurată colega noastră. Hai să ascultăm intervenția asta. Nu se poate așa ceva. Ne-am spus, doamne, de ce dați? Era un copil lângă noi. Au stat, de până bani. E cuvântul de onoare dacă ați spus ceva. Este comunism. Suntem oameni pași. Mira.
Situație tensionată. Sper să nu greșesc, mai tensionată ca la alte proteste. Da, din păcate s-a spus numele prietenului. Nu vreau să comentăm. Și e foarte important, sigur că încercăm să evităm subiectul ăsta, dar din păcate omul acesta are credibilitate printre manifestanți și e mai periculos decât grosul și cioacă și toți aia. Dom'le, da, dar eu aș vrea să le spun oamenilor de acolo să nu cadă în capcana unei manipulări care poate face mai, sau unei instigări care poate face mai rău decât celelalte instigări. Sigur că nu vrem să abordăm, dar să-l abordăm. De ce să nu-l abordăm? Pentru că acest om a ajuns să facă mai mult rău, paradoxal. Omul ăsta finanțat de diaspora, de oamenii diaspora, ajunge acum să facă rău meetingului diasporii. Și după aia să vină cei de la PSD să spună că iată cine sunt manifestanții rezis, cum zic ei de fiecare dată. Ceea ce e fals, e mincinos, nu ne reprezintă. Bun. Nu știm, mă rog, doar sunt oameni de... ceea ce a spus... Da, dar nu știm, sunt oameni de diverse categorii în piață, sunt oameni care sunt poate puțin mai predispuși la asta, sunt oameni și pașnici, adică nu toți oamenii gândesc la fel în piața aia, că nu sunt... Majoritatea sunt pașnici. Păi asta spun, până la urmă, dacă sunt... O să vedem și niște imagini, jandarmeria a difuzat niște imagini cu niște oameni care, din ce am văzut în pauză și o să le difuzăm, dar aștept să luăm legătura cu Georgian Enache, purtătorul de cuvânt, să încercăm, înțeleg că nu răspunde, probabil e sunat de foarte mulți oameni din presă, pentru că mi se pare că în imaginile alea se vede și un om care ia o piatră și aruncă într-un jandarm, o piatră de pe jos. Doamna Beraru, să facem o comparație, trăiți într-o țară în care au loc proteste, am vorbit despre ele, ce trebuie să facă oamenii din piață? Să abțină de la provocări, nu? În niciun caz, cred că majoritatea oamenilor, cu foarte puține excepții, majoritatea oamenilor vin cu gânduri bune. Ei vor să sensibilizeze guvernul, să le transmită un mesaj că și noi îi vedem și că și noi suntem români ai acestei țări, că nu mai există diferență între românii din diaspora și românii, deci românii în afară și românii din țară. Nu mai există nicio diferență. Suntem români toți. Nu cred că există un motiv ca jandarmeria să fie atât de, cum să zic eu, incisivă, să demonstre, da, să intervină în forță, pentru că oamenii nu au venit să, nici să dea foc țării, nici să otrăvească fântânile, nu suntem tătari. Suntem veniți cu gânduri bune, dar știm cu toții, pentru că trăim în alte țări, sunt, deci în Belgia, de exemplu, și-au dat miniștrii demisia pentru fapte de care nu au fost responsabili. Să ne amintim de cazul Dutroux, când Van de la Notte, președintele PS-ului, Partidului Socialist, și Stefan de Klerk, de la Partidul Creștin Democrat, și-au dat demisia pentru că Dutroux a scăpat din închisoare. Deci, Dutroux, celebru criminal în serie și violator. Și violator, da. Pedofil, da. Anii 2000. Da. Cred că așa. Să mai dăm o informație. Vin foarte multe informații. Citesc, în general, site-urile în care am încredere. Nu site-urile de fake news, le știți voi, nu trebuie să vi le mai spun. Citesc pe G4 Media, citesc pe newsweek.ro, citesc pe Hot News, citesc pe G4 Media că au avut loc noi incidente. Se pare că acea busculadă a fost provocată de faptul că au existat câțiva oameni care au aruncat cu diverse obiecte, probabil tot sticle goale de apă, în forțele de ordine. Scutirea a fost chemat să intervină din nou, însă mai e o informație de ultimă oră, de fapt de ultim minut. Jandarmii au adus un tun de apă în fața Palatului Victoria și scutiere au făcut zidul ăsta în fața, îi vedeți în imagine, au făcut zidul în fața protestatarilor. Da, nu știu pentru ce se pregătesc un tun de apă, pentru că, repet, acolo nu păreau turbulente mai mult de câteva persoane. Marea majoritate a oamenilor, și colegul Mircea Marian ne scrie, marea majoritate a oamenilor sunt extrem de iritați, dar sunt pașnici, nu sunt oameni care să se împingă cu jandarmii. Iar se pare că despre ce vorbea doamna Beraru, ăsta e de fapt efectul de domino. Jandarmii sunt foarte agresivi, mai agresivi decât protestatarii. Asta poate duce la degenerarea protestului și la niște lucruri pe care nu ni le dorim niciunii, indiferent ce am gândit despre protestul ăsta.
Flavia, vorbeam mai devreme despre atitudinea asta a jandarmilor. Până la urmă, ei sunt, după cum vedem în imagine, au scut, cască, vestă. Exact, de ce ar avea motive să fie agresiv cu oamenii? Eu cred că ei încearcă acum, ei lucrează la intimidare acum. Exact asta fac. Sunt ei mai agresivi decât protestatarii, tocmai în ideea de a descuraja. Adică nu forțați cordonul, nu veniți mai în față, nu încercați să vă apropiați prea mult de guvern, pentru că dăm cu totul de apă în voi. Ceea ce nu e deloc în regulă, pentru că cât timp oamenii sunt pașnici, chiar dacă sunt iritați, și normal să fie iritați, și normal că sunt supărați, nu au de ce să arunce, nu au de ce să fie atât de agresiv cu ei. Adică asta e o mare problemă. Putem opri la 24 da, de uite, avem și tunul de apă în imagine, nu știu de ce a fost adus acolo, pentru că, repet, nu e nevoie. Sunt maxim 10.000 de oameni. Sunt maxim 10.000 de oameni, ei sunt complet înconjurați de jandarmi cu garduri, au apărut și scutierii, după cum îi vedeți, cu scuturi, cască de protecție, vestă de protecție și așa mai departe. Sunt echipați complet, aproape da, complet. Nu văd motivul cu 10.000 de oameni. Au existat proteste de 100.000 de oameni și n-am văzut, ce puțin n-am văzut eu în imagine tunul ăla de apă, dar în fine, poate că asta e doar o măsură preventivă pentru o descurajare psihologică. Care e principala? Ați făcut un sondaj, înțeleg. Da, înainte de acel sondaj aș vrea să... A căzut doamna, uitați-vă puțin, da, a căzut doamna Cărucior cu rotile care strângea, a căzut jos, probabil în busculada aia. Vă rog, domnule Login. Vreau să spun că într-o țară mai civilizată decât a noastră, poate o delegație a protestatarilor ar fi fost primită de cineva din guvern. Bănuiesc că nu există deloc această intenție, n-a fost la niciun protest niciodată, adică până la urmă e un, să spun așa, dialog mut și surd între două forțe și nu se ajunge nicăieri, poate de aici și aceste violențe, pentru că nimeni nu vorbește cu nimeni, poate acolo, față în față, un jandarm nevinovat, să spun, cu un protestatar la fel de nevinovat, adică doi oameni puși față în față, unul are un ordin, unul vrea o schimbare. Mai avem un minut până la pauza publicitară, dar vreau să vă întreb pe amândoi, înainte de pauză, și să-mi răspundeți foarte scurt. Care sunt principalele nemulțumiri pe care le aveți ca persoană, domnule Radu Login, doamna Beraru? Dumneavoastră! Deci eu sunt total nemulțumit de acest guvern. Deci s-a ajuns la un nivel în care nu mi-am imaginat niciodată. Deci nu credeam niciodată că o să existe un așa guvern în România. Cred eu că mai rău nu se poate. Numai puțin să ascultăm. M-au băgat între roți și m-au aruncat pe jos. Și se și cardiac. A venit ceva să vă dea primul ajutor? Au venit cei de la ambulanță. Dar nu vreau să văd jandarm în fața mea. Nici pe lângă mine, nici nimic. Ce explicație v-au dat cei de la jandarmerie? De ce au reacționat așa? Au venit prea aproape. I-am întrebat de ce mi-a dat cu gaz, că au dat cu gaz în față. Mi-a dat cu gaz în față. Au dat cu gaz și până zic că noi provocam. Dar n-a provocat nimeni. I-am văzut cu ochii mei, cu butelile alea mici de gaz. Și m-am prins de el ca să... M-am prins de el să nu mai dea cu gaz. Și m-a smulțit și m-a luat doi și m-a trântit da. Trebuie să luăm pauza de publicitate, o să revenim cu imagini din piață, să strâng informații în continuare. Oamenii sunt tot mai mulți, au depășit 10.000 de oameni. Incidentele astea se repetă, am crezut că s-a detensionat situația, cum a promis jandarmeria, se pare că nu. Încercăm în continuare să îl sunăm în continuare pe Georgian Enache, sperăm să ne și răspundă, pentru că sunt câteva informații importante pe care trebuie să le aflăm de la el. Publicitate.